vă bazați pe fondurile europene și bine faceți, pentru că noi considerăm că fondurile europene sunt principalul motor al dezvoltării, sau ar trebui să fie principalul motor al dezvoltării economice și sociale ale României. Sunt o modalitate de a reduce disparitățile dintre diversele regiuni ale țării și, desigur, în final, creșterea nivelului de trai al cetățenilor care, din România. La nivelul ministerului nostru, pentru că Ministerul Fondurilor Europene gestionează această parte a politicii, avem o perioadă foarte challenging, pentru că în acest moment suntem în plin proces cu motoarele turate, ca să spun așa, pentru a atrage toate fondurile pe care le avem la dispoziție pe actuala perioadă de programare, care se termină la sfârșitul anului viitor, 31 decembrie 2023. De asemenea, suntem coordonator național și lucrăm intens cu colegii noștri de la coordonator de reformă din Programul Național de Redresare și Reziliență și am început deja, nu pot să spun că pregătim, dar suntem în procesul de adoptare a programelor și ceea ce decurge din aceasta pentru viitoarea perioadă de programare. Pentru actuala perioadă de programare, din 24 de miliarde de euro pe care le avem pe coeziune, sau circa 24 de miliarde, mai avem cam 8 de atras, o rată de absorbție de circa 67%. Pentru PNRR este curând cunoscut că avem în momentul acesta 29,2 miliarde de euro, cam jumate-jumate împrumut cu grant. Iar pentru viitoarea perioadă de programare avem 31 miliarde de euro FEM, dacă adăugăm și fonduri nerambursabile, scuzați-mă, dacă adăugăm și bugetul de stat, avem cam 45 de miliarde de euro la dispoziție. Deci, foarte multă finanțare. Pentru actuala perioadă de programare, pentru ca noi să putem să încheiem perioada de programare cu 100% absorpție, că asta este obiectivul nostru, au fost lansate o serie de programe sau o serie de apeluri, mai bine spus, pentru programul operațional competitivitate, pentru sprijin IMM-uri. Unul dintre ele s-a și închis în momentul ăsta, îl avem în partea de contractare. Mă refer la partea de investiții în achiziții productive și retehnologizare la programul operațional competitivitate. Deci acesta este în contractare și pe 25 octombrie, adică săptămâna viitoare, se va lansa un nou apel de circa 300 de milioane de euro, care este destinat în special sectorului agricultură și sectorului de construcții. Tot în prezent s-au lansat 3 apeluri la Programul Operațional Infrastructură Mare pentru eficiență energetică, pentru că, sigur, este un subiect care este foarte în discuția tuturor. Da? Și pentru care avem 3 apeluri, 2 scheme de ajutor de stat și 1 schemă de minimis pentru producția de energie din resurse regenerabile, dar și pentru eficiență energetică și independența energetică a clădirilor. Deci apelurile au fost lansate în 11, 13 și 18 octombrie, sunt deschise 2 săptămâni în momentul ăsta și desigur că, pentru că se întâmplă pe o platformă specială care se cheamă IMM Recover, ne așteptăm ca toți cei care doresc să depună proiecte să reușească lucrul ăsta. Noi am încercat ca ghidurile să fie cât mai simple posibil. Sigur, să știți că oamenii de afaceri se plâng de birocrație. Da, se plâng de birocrație. Sunt convinsă că, mă rog, cred că au constatat, nu sunt convinsă, sper că au constatat că lucrurile s-au simplificat, dar sunt convinsă că foarte multă lume știe că noi avem niște rigori pe care trebuie să le respectăm și încercăm de multă vreme și pas cu pas, probabil că vom ajunge acolo unde se așteaptă toată lumea, să ajungem la o simplificare și la o eficientizare a activităților noastre. Deci constatăm că lucrurile s-au simplificat, adică încercăm să cerem cât mai puține documente, să ne bazăm totuși pe declarații. Cu toate astea, desigur că la un moment dat și nouă la nivelul autorităților de mediu se solicită verificarea acestor declarații. Deci lucrurile încercăm să le aducem undeva într-un confortabil pentru toată lumea. Deci acestea sunt apelurile de la Programul Operațional Infrastructură Mare. Apelurile sunt de toate la un loc, sunt 350 de milioane de euro, numai fonduri nerambursabile.
Dacă vom avea o cerere mai mare, desigur că vom supracontracta și până la sfârșitul anului ăsta sperăm să reușim să încheiem contractele de finanțare. Astea sunt două apeluri care mai mari, care privesc cumva mediul de afaceri. Desigur că pentru programul operațional infrastructură mare avem un apel destinat și autorităților publice locale, că și ele se confruntă cu aceleași probleme pe care, cu care se confruntă de fapt întreaga Europa, nu numai România. Și apelul acesta, unul se va deschide pe 1 noiembrie și unul probabil pe 24 sau în jur, spre sfârșitul lunii noiembrie. Unul este pentru producție de energie din surse, resurse regenerabile pentru consum propriu și unul este pentru eventual comercializare. Desigur că al doilea este cu schemă de ajutor de stat. Și primele două și apelurile de la pentru sectorul privat sunt și ele cu ajutor de stat. Pentru PNRR. Pentru PNRR, pentru care desigur așteptăm săptămâna viitoare să intre prima cerere de plată, deci intră. Știu că s-a aprobat, dar nu știam când intră banii. Da, s-a aprobat, intră banii, există și acolo o procedură, procedura se derulează conform regulamentului, noi suntem în permanentă legătură cu colegii noștri de la Comisie, de la Consiliu și am făcut ca lucrurile să meargă mai rapid. Pe 26-27 vor intra banii. Prima cerere de plată, în afara prefinanțării, de circa 2,7 miliarde de euro. 2,7 miliarde de euro pe care desigur că îi vom folosi pentru a începe să contractăm și a începe să, facem plăți pentru activitățile care deja au început să se desfășoare. Și PNRR-ul are măsuri pentru mediul de afaceri, cred că are circa 5 sau 6 componente care ar avea ca beneficiar direct sau indirect mediul de afaceri în jur de 3,5 miliarde de euro. Vis-a-vis de ce apeluri avem acum deschise pentru mediul de afaceri, mai ales pentru că acest apelul pentru digitalizarea IMM-urilor are ca minister coordonator de reformă chiar Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene. Avem un apel, un ghid lansat pe 4 octombrie pentru digitalizare. Apelul are 500 de milioane de euro alocare. Și până în 4 noiembrie el este în consultare. O subliniere aici, ar fi foarte bine dacă noi realizăm ghidurile, le punem în consultare pentru ca să primim într-adevăr observații, pentru că poate de uneori nu suntem foarte ancorați în realitate sau poate că ne dorim optimul și nu putem să-l obținem și ne ajută mult, mult dacă cei posibil beneficiari interesați ar face observații. De altfel, din discuțiile pe care le-am avut cu colegii mei de la direcția coordonatoare, am înțeles că deja au început să curgă observațiile și vă încurajez ca în continuare să ne transmiteți observații. Pentru perioada viitoare de programare, ca să fiu foarte scurtă și mă întrebați dumneavoastră mai apoi, este bine cunoscut faptul că s-a semnat acordul de parteneriat. La începutul lunii octombrie, doamna comisar Ferreira a fost prezentă în România și a semnat împreună cu, în prezența primului ministru cu, și a domnului ministru al fondurilor europene, domnul Marcel Boloș, acordul de parteneriat. Până în prezent au fost deja aprobate 5 programe, un program operațional național, program operațional asistență tehnică și 4 programe operaționale regionale, program operațional regional nord-vest, vest, sud-Muntenia și sud-vest. Anul acesta, sau pentru această perioadă de programare, avem 8 programe regionale, nu mai avem un singur program operațional regional. S-a realizat descentralizarea cu obiectivul de a aduce cât mai aproape măsurile de nevoie sau acțiunea de necesitate. Avem 7 programe operaționale naționale și un program operațional care se cheamă Programul Operațional Tranziție Justă, care este destinat sau care are beneficiari din 6 județe. Prahova, Dolj, Gorj, Galați, Mureș și mai unul. Și Vâlcea. Sau Vâlcea, stați puțin, stați să nu greșesc. Hunedoara, scuze, Hunedoara. Chiar în Hunedoara am și semnat programul operațional, deci am fost acolo în vizită.
Deci sunt patru, este acest program operațional de tranziție justă, care are o alocare specială și are ca obiectiv tranziția de la industriile prelucrătoare foarte poluante la industrie sau la activități care se consideră green. Obiectivul nostru este, în afara faptului că vrem ca până la sfârșitul anului să aprobăm toate programele operaționale, obiectivul nostru este ca până la sfârșitul anului viitor să lansăm cele mai multe ghiduri pentru apelurile pe care dorim să le lansăm și pentru măsurile pe care vrem să le implementăm, pentru ca din vreme să putem să începem să ne implementăm proiectele, să fim predictibili, așa cum spunea antevorbitorul meu, și ca din vreme să putem să consumăm fondurile care ne sunt alocate. Este un challenge pentru toată lumea, este un challenge la care, pe care nu putem să-l realizăm sau să-l înfruntăm, dacă vreți să spuneți, decât dacă lucrăm în parteneriat. Autoritățile publice locale, centrale, băncile, mediul privat, mediul neguvernamental. Deci toată lumea ar trebui să concure sau să participe la acest efort național de a atrage această finanțare. Deci, practic, în afară de cele 8 miliarde pe care le mai avem de atras, vă gândiți că mai avem încă 29 pe PNRR și încă 45 pe viitoarea perioadă de programare. Și în afară de asta, și eu închid aici, PNRR-ul se va modifica, pentru că este bine cunoscut faptul că se lucrează la un nou capitol care se cheamă Repower EU, da, și care are ca obiectiv realizarea independenței energetice. Și ministerul nostru lucrează împreună cu colegii de la Ministerul Energiei, cu colegii de la Ministerul Agriculturii, cu alte instituții posibil interesate, Ministerul Mediului, desigur, pentru a propune niște proiecte sau a propune acele proiecte care ar putea să realizeze acest obiectiv. Am văzut că în septembrie Comisia Europeană a disponibilizat 10% din fondurile de coeziune, care pentru România înseamnă cam 2,2 miliarde de euro pentru energie. Acești bani sunt în plus? Nu, acești bani sunt din alocarea pe care o mai avem de atras. Și o veste bună, inițial s-a vorbit despre faptul că fiecare... Știți că pe politica de coeziune avem fondul social european și fondurile FEDER și fondul de coeziune. Fiecare are regulament propriu și fiecare are regulile lui de cheltuire. Am înțeles din discuțiile colegii de la Bruxelles că în momentul acesta se creează o flexibilitate și atunci fondul își pierde cumva regula. Deci nu respectăm regula, de exemplu, la fondul de coeziune, să facem cheltuieli de genul FSE. Din câte am înțeles de la ei, se va face o flexibilitate așa încât acolo unde este disponibilitate să poată fi cheltuiți acolo unde e nevoie sau pentru ce e nevoie. Și atunci, și asta este o măsură prin care este aproape sigur că înțeleg că o parte din acești bani vor fi și pentru consumatorii vulnerabili, din ce am citit eu. Ceea ce este foarte important, având în vedere facturile. Absolut. Da. Absolut. Deci ministerul nostru are preocupări în acest sens și probabil că pot să spun cu certitudine că certitudinea e atunci când chiar se întâmplă modificarea programului, dar cu siguranță cred că se vor întâmpla în foarte scurt timp toate procedurile, așa încât să putem să cheltuim banii și acolo unde trebuie, pentru cine trebuie și are nevoie.